Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică, România pare să aibă un anumit succes, vaccinarea la chiuvetă, care astfel conturează un nou episod în bogata și nesfârșită istorie a prostiei omenești. Așadar, au fost mai multe incidente în ultima perioadă, am început să intre polițiștii și procurorii pe fir, să deschide diverse dosare penale. Ieri a fost o descindere a polițiștilor și procurorilor la un centru de vaccinare din sectorul 2, în București, centru Neghiniță. Unde m-am vaccinat eu. Da, ești sigur? Da. Bun, 168 de suspecți deocamdată în această afacere, ceea ce pare o nouă operațiune de distribuire de certificate de vaccinare false. Presa a descins ieri acolo imediat după procurori. Mă rog, era lumea, paznicul, era liniștea presa. E doar un control inopinat. Sigur, așa se face control inopinat, vin mascații sau, mă rog, vin la percheziții. Bun, chestia e că trebuie totuși un anume profesionalism și când comiți un fals. Trebuie să fii bun. Dumnezeu, și infractorii au onoarea lor și meseria lor. Nu poți să fie așa, ca în orice meșteșug. Îți trebuie pricepere. Cum a fost descoperită escrocheria asta? Păi au vrut niște cetățeni oarecare să se vaccineze și au descoperit că figurau ca fiind deja vaccinați la acest centru. Alții au fost păcăliți și nu li s-au dat adeverințele de vaccinare pentru că escrocii urmau să le folosească pentru certificate false. Am eu o situație de asta. Tatăl unei prietene. Așa. La vârstă, adică... da, s-a vaccinat și nu i-au dat certificatul că s-a... adeverința, da, de vaccinare. Toți cei care s-au vaccinat știu când, după ce ți-a avut injecția, cât stai un sfert de oră, primești hârtia. Da. Păi și a spus că e o problemă cu sistemul și să revină. Și săracul umblă de luni de zile, adică sunt deja 4-5 luni de când s-a vaccinat. Mm-hmm. Și n-are hârtia. Și sună periodic. Da, deci, dar îți dai seama că... Bine, nu vreau să... Nu știu acum dacă e situația lui, poate chiar e o întâmplare, deși nu cred acum. Da. Dar îți dai seama că tu când suni acolo, nu nimeni, adică nu e un singur... Da. Infractor. E toată rețeaua. E o rețea frumoasă, adică aia știu toți. Bun, problema știi care e? Au luat adeverința domnului, da, probabil ca să genereze un certificat, dar cu numele domnului, cu care se duce un nene oarecare. Sau doar cu CNP, poate numele nu e necesar. Păi nu, că trebuie să arăți certificatul verde COVID. Codul QR. Da, dar zic ei când fac de-astea false, da, bănuiesc că au nevoie doar de faptul că s-a vaccinat și de CNP. Ca să fie, da, mai veridic, cred că îi trece... Și faptul că s-a vaccinat cu CNP-ul reprezintă o semnătură electronică, da, cu alocabilă unei singure persoane. Categoric. Cea cu CNP-ul, da, respectiv. Când generezi certificatul COVID, pe certificat apare numele tău. Uh-huh. Când te duci să ți-l scaneze, apare da sau nu, vaccinat sau nu, și numele, că e o bază de date unică europeană. Da. Orice polițist îți cere, uh-huh, te legitimează, descoperă că... Dar de ce te cheamă pe dumneata Marioara Costeluș în condițiile în care dumneata ești altcineva? Adică este evident. Nu poți să inventezi chestia asta. Bun, acum, două probleme. Una, că îți trebuie multă minte să pretinzi că ești vaccinat în mijlocul unei pandemii cu un virus periculos care ucide zeci de mii de oameni în această țară. Adică ceva nu funcționează la instinctul de conservare. Este clar că dacă în aceste condiții, în condițiile în care se întâmplă de un an jumate pe toată planeta, sunt toate informațiile științifice accesibile, tu crezi niște politicieni isterici, psihopați, care spun că virusul nu există și nu te vaccinezi și riști să ajungi sufocându-te la spital, ai o problemă și cu instinctul de conservare, nu numai cu nivelul de inteligență. Adică pur și simplu e o chestiune care ține de instinctul de conservare. A spus Floricica Dansatoarea, râdem noi de ea. Bă, da, la ea instinctul de conservare a funcționat. Ea s-a vaccinat și așa a anunțat public chestia asta. Bă, ce-o fi, că nu știu ce, că... Hai să fiu eu sigură și după aia văd mai departe. Are un semn de întrebare și după ce s-a vaccinat. Treaba, da, a făcut-o. Bă, da, măcar instinctul de conservare, corect, a funcționat. Bun. Apoi, ca falsificator, cum spuneam, nu poți inventa coduri QR autentice, nu poți să le inventezi, să le desenezi, că unele care să fie verificabile în baza de date comună europeană. Trebuie să treci în sistem chiar date omului care vrea certificatul fals. Sau să iei datele acestea de la altcineva. Și iată, când persoana respectivă vrea să apeleze ea însă sistemul, escrocheria iese automat la iveală. Dar vaccinatorii la chiuvetă sunt proști și în alte moduri și escroci. Un scandal asemănător a izbucnit la Valea Călugărească, unde unii dintre cei care au cumpărat certificate de vaccinare false și-au dat datele lor de identificare, dar nici măcar nu s-au mai prezentat la cabinetele medicale respective.
Unii dintre ei. Alții veneau și asistenta se prefăcea că le face injecție. Au! Deci tot teatrul ăsta... Bun, vorbim aici de cei care nici nu s-au prezentat. Iată ce relatează ziarul Adevărul. Pe certificatul de vaccinare al fiecărei persoane este trecută data și ora la care a fost prezent la centru de vaccinare respectiv, inclusiv la Valea Călugărească. Oricine s-a vaccinat poate să verifice. Scrie acolo cine ești, e un cod lung, unde s-a făcut vaccinul și la ce oră. Doar că telefonul i-a dat de gol pe oamenii aceștia. În ziua și ora la care teoretic ar fi trebuit să se afle în cabinetul medical pentru vaccin, postul telefonic folosit de vaccinați în fals a fost localizat în cu totul alt oraș și chiar în altă țară. Deci, bă, de ce trebuie să ai alibi? Ăștia nu înțeleg nimic din film. Trebuie să ai alibi mereu. În capcană a căzut inclusiv o polițistă care lucrează la serviciul pașapoarte din Prahova. Pentru că de ce să mă pricep la ce fac și să înțeleg ce fac. Oamenii n-au realizat, scrie Adevărul, că dacă nu fac acest minim efort să se deplaseze până la centrul de vaccinare, operatorul de telefonie mobilă poate oferi, la cererea procurorilor, mă rog, cu mandat de la judecător, date exacte cu privire la localizarea reală, într-un anumit moment. Bun. Acum, nici cu cei care cumpără certificate false nu mi-e rușine. Pentru ei trebuie rezervat un capitol aparte în istoria prostiei omenești. Deci unii nu s-au prins că trebuie să simuleze atât prima doză, cât și rapelul, în cazul în care n-au făcut cu Johnson, în Johnson, și au făcut cu celelalte care presupun două doze. Că fără ambele nu poți să-ți iei certificatul verde european. Ei voiau certificatul verde ca să poată să călătorească și să umble nevaccinați prin oameni care pot să le dea virusul și astfel se îmbolnăvească, să ajungă la spital sufocându-se. Foarte inteligent. Dar nu s-au prins că le trebuie ambele doze. Doar cu o doză nu-ți dă certificatul verde. Una dintre clientele asistenților medicali de la Valea Călugărească s-a trezit că a rămas fără certificatul verde pentru care plătise, pentru că nu anunțase nimeni că trebuie să se prezinte la cabinet și pentru rapel. Deci a dat banii și a zis, dă banii ăștia, te prefaci că mă vaccinezi și eu pot să-mi iau certificatul verde. Și când a încercat să... și a cumpărat vacanță, nu știu unde, și când a încercat să-și ia certificatul verde, a descoperit că nu poate, că îi lipsește rapelul. Nu ai rapelul, nu primești certificatul. Nervoasă, a zis că ea și s-a supărat. Păi ce, ea și soțul ei singurii nerezolvați, a spus din familie, l-a sunat pe intermediar. A ieșit scandal, i-a reproșat, din cauza lui a pierdut și banii de șpagă pentru vaccinarea falsă și banii de vacanță și a cerut banii, măcar banii de certificat fals înapoi. Cumpărau cu vreo 150 de euro sau ceva de genul ăsta. Și sigur că a ieșit o discuție întreagă, oare de ce n-a sunat la protecția consumatorilor? Bravo! Da. Acum și ăla care, știi, intermediarul ăla, care... Bă, dacă vezi că e clientul nemulțumit într-o situație de-asta ilegală, nu dă-i banii, lasă, asumă-ți pierderea, măcar să nu facă scandal omul, știi? Adică nu știi ce se întâmplă. Poate că ăla furios dă tot un vilag și ajunge în pușcărie pentru 150 de euro. V-am spus, prea multă minte n-au. Și eu cred că procurorii s-au stricat de râs când au ascultat aceste interceptări, pentru că toți ăștia au fost interceptați. Acum o să ajungă la instanță. Și nu în ultimul rând, să știți, mai există o categorie de cetățeni dezorientați care merită și anumite circumstanțe atenuante. Dar ei au o problemă, adică sunt cei care au cumpărat o vaccinare falsă, dar care au realizat în cele din urmă că situația este cu adevărat gravă. Poate că le-au murit niște rude sau apropiați, poate au avut părinții grav bolnavi. Și acum asta, poate au fost chiar ei atât de bolnavi încât și-au dat seama că nu e de joacă și s-au speriat și ar vrea să se vaccineze pe bune. Dar nu mai pot, că sunt sistem, au certificat fals pe numele lor, și nu merge. Adică nu mai au ce să facă și trebuie să se ducă acum cumva să admită că au comis o escrocherie, că au cumpărat un certificat fals, astfel încât să poată să revină în situația normală. Dar cum să faci asta? Adică e clar că ai belele mari și atunci probabil că mie de oamenii ăștia mi-e cel mai milă. Că ăștia au înțeles care este de fapt problema și au dat seama că au făcut o prostie, dar sunt blocați în propria lor escrocherie. Și probabil că stau cu frica în sân să nu care cumva se îmbolnăvească, să ajungă la spital cu cine știe ce furtună de citochine în ei, că, na, ce poți să spui, ajungi la spital, știți, dar figurească vaccinat, o să-i spună medicul. Da, da, domnule doctor, scăpați-mă de moarte, de fapt am fost prost, escroc, am... Ăla trebuie să anunțe poliția în momentul ăla. Nici nu știi dacă să râzi sau să plângi pentru ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.